Accident șocant în localitatea Vâlceană, Drăgoești. Șoferul unei autospeciale de poliție a virat la stânga fără să se asigure. Moment în care o femeie care circula regulamentar pe o trotinetă electrică a intrat în plin în mașina de poliție. Femeia a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost însă negative. Încă...